Am dat drumul la înregistrare. Ok, astăzi o să începem cu o aplicație a registrelor pe care n-am apucat să o facem luni, după care o să trecem la structuri microprogramate. Cumva schimbăm direcția din care ne uităm la circuitele secvențiale. O primă un prim slide de recapitulare pentru registre, ca să ne amintim cu ce lucrăm. Sunt o clasă de circuite secvențiale realizate pe baza CBB-urilor cu scopul de a memora și a pune la dispoziție informația formată din semnalele elementare. În funcție de tipul de realizare a intrărilor și a ieșirilor, există patru tipuri de astfel de registre: paralel-paralel, paralel-serie, serie-paralel și serie-serie. Registrele paralel-serial, am spus că serializează semnalul la intrare. Da? Deci, practic, ele încarcă datele în mod paralel aici și după aia le pun la dispoziție în mod serial pentru a fi transmise prin rețea, de exemplu. Datele sunt încărcate, după care încărcarea se face cu ajutorul acestui MC Mode Control, care spune când se încarcă date și când se face exploatarea, adică se extrag datele din registru. În funcție de ceas, odată se face această încărcare, după care datele sunt shiftate spre dreapta. Acum hai să vedem care este aplicația. Repet, așa ceva puteți să primiți la examen. Să faceți unitatea de comandă și să mulțiți două numere binare pe 4 biți. Asta este schema pe care trebuie să o faceți voi. Și hai să vă explic ce avem aici. Deci, în primul rând avem două registre. Avem un registru de date, registru de mulțit și registru înmulțitor. Registru de mulțit este paralel-paralel. Se încarcă toți 8, se generează toți 8. Registru înmulțitor este paralel serial, se încarcă 4 și se dau pe rând biții respectivi. Înmulțirea, de fapt, este adunare repetată cu shiftare. Deci, practic, dacă mai țineți minte, haideți să vă arăt. Să zicem că avem mulțirea acestor două numere, da? Cum făceam noi când eram la liceu? Le puneam unele sub altele, mulțeam, shiftam, mulțeam, shiftam, mulțeam, shiftam și tot așa. La sfârșit, după ce terminam toate mulțirile, făceam adunarea normală de sus în jos, da? Similar se face și în calculator. Datele astea, ca să fie shiftate, trebuie să le mutăm, da? Din cauza asta le încărcăm aici și le tot mutăm spre dreapta, pentru că shiftare ce ar însemna? Ar însemna dacă inițial am 1011, da? Care se copiază pur și simplu aici, ulterior ce o să fie? Păi o să fie 10110, da? Deci practic este shiftare spre stânga prin introducerea unui 0. După care ce o să fie? O să fie 101100 și tot așa. Ok? Având în vedere că avem mulțire de două numere pe 4 biți, rezultatul o să fie pe 8 biți. După cum vedeți și aici, avem rezultat pe 8 biți. Deci, practic, în primul rând, rezultatul va fi pe 8 biți. În al doilea rând, ca să pot să fac aceste shiftări, trebuie să am și registrul ăsta de mulțit pe 8 biți, ca să pot la fiecare pas să fac shiftarea spre dreapta, pardon, spre stânga. Ce mai face registrul ăsta? Când primește semnalul de load, încarcă datele astea de aici din demulțit în registru și pune zerouri în față, da? După care, în funcție de ceas, la fiecare moment de timp, primește semnalul de shift, astfel încât să facă shift spre stânga. Acest semnal de ceas intră și în registru înmulțitor. Registrul mulțitor care inițial încarcă înmulțitorul, da? Deci pune valoarea asta în registru, este un registru paralel serial și practic ce se întâmplă acum? El încarcă la început
acest înmulțitor în registru, după care extrage pe rând câte un bit, da? De ce? Păi dacă avem acest 1, ce se întâmpla? Păi dacă aveam 1, însemna că datele respective trebuiau să se însumeze, să facă parte din suma asta finală, da? Dacă în schimb era 0, practic se ignora. Și atunci, în felul ăsta, eu iau biții ăștia, dacă e bit 1, fac însumare în acest sumator, în care îmi intră pe de-o parte varianta curentă a registrului de înmulțit, iar pe de altă parte îmi intră, dacă vă uitați, rezultatele parțiale ale adunării de până acum. Ăsta este un sumator pe 8 biți, pentru că v-am zis, rezultatul va fi pe 8 biți. În urma însumării se obține o sumă care se păstrează în acest registru acumulator, care are și un clear ca să putem să-l ștergem la sfârșit. La următorul pas, deci practic în primul pas ce se întâmplă? Se coboară valoarea care este încărcată în RD, care sunt 4 zerouri, după care numărul pe care îl avem noi aici, 1011. Bun, deci prima dată se vede care este valoarea RD-ului. Ne uităm la înmulțitor. Ultima valoare este 1? Da, bun. Atunci trebuie să adunăm suma asta, valoarea asta de aici, care este în registru, cu ceea ce aveam în registru acumulator. Având în vedere că orice operație începe cu, nu știu, la programare, când făceați sume, prima dată pe care, primul lucru pe care trebuia să-l faceți era să inițializați suma cu 0. Da? Deci, practic, când inițializați suma cu 0, practic dați acest clear la registrul acumulator. Deci, în momentul în care se începe operația, se dă clear, se șterge acumulatorul ăsta, înseamnă că o să fie 8 zerouri aici. După care, cum spuneam, se încarcă datele în demulțit, în RD și în înmulțitor, în RI, după care, în funcție de valoarea din înmulțitor, suma care este în RD se adaugă la ce există în registrul acumulator sau nu. Prima dată, având în vedere că ultimul bit este 1, atunci se ia suma asta, se ia valoarea asta de aici și se însumează cu valoarea asta de aici și atunci în registrul acumulatorului să am la sfârșit 0001011. După care, la următorul impuls de ce așa se întâmplă, păi practic o să mi se dea semnalul de shift aici, ceea ce înseamnă că în registrul de date o să am 000, doar 3 de 0, după care 1011. După care se extrage bitul din înmulțitor, se vede că e 0 și atunci nu se mai întâmplă nimic. Deci, în continuare, registrul acumulator rămâne cu valoarea asta. După care, la următorul impuls de ceas, se mai dă un shift aici, deci o să vină 00101110. 1, 2, 3, 4, aici mai lipsește un 0. Așa. Se verifică următoarea cifră, e 1, deci înseamnă că acum se va face însumarea dintre valoarea de aici și valoarea existentă în registrul acumulator, care e cea de aici. După care, suma se salvează înapoi în registrul acumulator, se mai face încă un shift și tot așa. Este clar? Există întrebări? Deci, practic, operația asta constă în adunări și deplasări repetate. Demulțitul este pe 8 biți pentru că trebuie să îl shiftăm spre stânga și atunci trebuie să aibă loc unde se ducă. Și, practic, pașii care se execută pentru chestia asta sunt următori. Primul pas trebuie să resetez acumulatorul. Deci, practic, ce v-am arătat aici, pe ăsta îl resetez și îl duc în 0000 pe 8 biți. Da? După care, trebuie să încarc datele în registrul de înmulțit și în registrul înmulțitor. Da? V-am spus că demulțitul e pe 8 biți, deci sunt acești 8 biți, după care înmulțitorul e pe 4. Mai departe, ce se întâmplă? Trebuie să fac adunare la registru. Da, v-am arătat. În primul pas, dacă ăsta este 1, atunci pur și simplu fac adunarea dintre ce exista aici și ce exista aici. Deci, din cauza asta, fac suma dintre aceste două elemente. Da? Mai departe, trebuie să fac shiftare. Da? Deci dacă fac shiftare, înseamnă că introduc un 0 la sfârșit,
și îl tai din față. Și atunci noua valoare din registrul de date de înmulțit este 00010110. Mai departe, din nou trebuie să fac adunare și RP. Doar că de data asta, din cauza faptului că am 0, nu se mai întâmplă nimic. Da? Este clar de ce? Mai departe, trebuie iar să fac deplasarea. Deci în momentul ăsta, iarăși se pune un 0 la sfârșit, se taie un 0 din față, iar în registru de înmulțit avem valoarea de aici. Următorul bit este 1, deci în momentul ăsta trebuie iarăși să facem adunare și facem adunare între astea două, rezultatul fiind 00110111. După care iar trebuie să facem deplasare și ajungem la valoarea asta în registru de înmulțit. Din cauza că bitul rămas este 1, se face din nou adunarea, da? Și atunci, adunând astea două, da? Deci când le-am adunat pe astea două a reușit rezultatul ăsta, când le-am adunat pe astea două a rezultatul ăsta și acum când le adunăm pe astea două, rezultă rezultatul final care e cel de aici. Și dacă facem o verificare, vedem că prin înmulțirea pe care am făcut-o de mână se obține fix același rezultat de aici. Dacă vreți, puteți să vedeți și ce numere sunt astea și să mulțiți în decimal, să vedeți că numărul pe care îl obținem este numărul corect. Există întrebări? De ce atunci când bitul este 0 nu se face adunarea? Păi, ia uite ce se întâmpla când era bitul 0. O să șterg tot ce e sau nu șterg ca să vedeți. Practic, când era 0 și le pui unele sub altele, ar trebui să adun chestia asta, nu? Da. Și atunci, dacă adun 0, înseamnă că nu mai trebuie să faci nimic. Ești de acord cu mine? Da. Din cauza asta nu se face nimic atunci când avem acel 0, da? Din cauza acestui 0, nu se mai face adunare. Pasul ăsta este sărit. Ok, mulțumesc. Plăcere. Alte întrebări? Și schema aceasta este întotdeauna la fel? Schema asta de aici. Da, da, da. Asta e la fel, da. Asta este schema pentru mulțire din calculator. Și noi când primim la examen așa ceva, trebuie să dezvoltăm pașii. Da, să faceți schema. Și să după aia să puneți tabelul ăsta în funcție de valorile pe care le primiți. Noi avem tabelul schema dumneavoastră și apoi trebuie să facem tabelul respectiv. Exact. Ah, ok. Alte întrebări? Dacă aș putea să pun eu una la slide-ul anterior cu diagrama, de la ce vine SO de la sumatorul pe 8 bits? Stai să mă gândesc, că nu mai știu. Practic, SO-ul am spune dacă fac sau nu fac însumare. Pentru că dacă SO este 1, se face însumare. Dacă SO este 0, nu se face însumare. Pentru că este practic bitul care se scoate din registru înmulțitor. Dar nu mai știu, nu mai țin minte de la ce vin, de la ce sunt inițialele. E serialized output? Probabil de la asta e, da. Din cauza că este registru paralel serial, încărcarea se face paralel pe datele de sus, unde e IU, iar ESO probabil este serialized output. Din cauza că biții se generează la ieșire în mod serial. Mulțumesc. Dar, din nou, dacă ăsta este 1, se face însumare, dacă e 0, nu se face nimic. Da, deci e un fel de enable. Exact, e un fel de enable. Practic, cam asta se întâmplă. Enable-ul știți că e în general pe 0. Deci, practic, se face un inversor acolo și se pune pe post de enable. Când am 1, dau drum la sumator să facă chestia asta. Când nu am 1, practic, sumatorul nu activează, neactivând. Nu calculează nimic și atunci în registrul acumulator rămâne valoarea anterioară.
Ok? Da, mulțumesc. Cu plăcere. Bun, asta era, cum spuneam, aplicația pe care trebuia să o facem luni, dar n-am mai apucat. Astăzi trecem la structuri microprogramate, care reprezintă, practic, ultima bucată importantă din cursul ăsta. O să facem vreo 4 cursuri de structuri microprogramate, după care, mă rog, la sfârșitul cursului o să vă arăt. La sfârșitul cursului de luni. Sunt două tipuri de structuri microprogramate, cu format fix și cu format variabil. Cu format fix facem astăzi, cu format variabil ar fi fost bine să facem înainte de vacanță, dar având în vedere că s-a devansat cu o săptămână vacanța, deci practic înainte, până anul ăsta aveam 2 săptămâni după vacanță, acum avem 3 săptămâni după vacanță, și atunci din cauza asta va trebui să facem structurile microprogramate cu format variabil după vacanță. Săptămâna viitoare o să vă povestesc despre proiect care va presupune să faceți un proiect similar cu cel individual, dar implementat cu structuri microprogramate cu format variabil, adică ce vă predau după vacanță. Hai să vedem despre ce e vorba până atunci, că sunt lucruri care trebuie înțelese bine și pe care o să încerc să vi le detaliez și săptămâna viitoare luni. Practic, aceste structuri microprogramate îmbină algoritmul de la programare cu circuitele pe care le-am învățat deja. În principiu, ce am făcut până acum, adică ASM-urile, se pretează la un număr mic de stări, ce pot fi implementate folosind maxim 4, 5, hai, 6 variabile de stare, ca să pot să fac în continuare diagramele Carnap. Dacă numărul de variabile crește, diagramele Carnap se complică și nu mai știm cum să facem suprafețele respective. Devin prea multe dimensiuni. Structurile microprogramate sunt folosite în general pentru aparate cu un număr mai mare de stări, deci practic aparatele complexe pe care le aveți în jurul vostru sunt toate implementate cu structuri microprogramate. Iar partea de logică a structurii microprogramate este conținută într-o memorie de microprogram. Și dacă vă aduceți aminte, spuneam așa că la circuitele secvențiale avem două elemente foarte importante. Pe de o parte avem stările circuitului, iar pe de altă parte avem tranzițiile. Stările erau importante pentru că ele practic erau caracterizate printr-o configurație unică a variabilelor de stare. Știam starea respectivă, dar trebuia să știu condițiile necesare pentru a ajunge în starea următoare, plecând din starea curentă. Deci, cu alte cuvinte, mă interesa la stări o serie de informații. Mă interesa, în primul rând, unde sunt. Da? Unde sunt modul de lucru al aparatului meu. Și ca să știu unde sunt, asta era codificat prin combinația variabilelor de stare, după care trebuia să știu unde mă duc mai departe. Și atunci, pentru a ști unde mă duc mai departe, trebuia să știu ce condiție testez ca să stabilesc unde mă duc. De exemplu, dacă aveam o decizie, da? Trebuia să testez decizia ca să știu dacă mă duc pe ramura de 0 sau pe ramura de 1. Și ultimul element important erau ieșirile de la momentul curent de timp, pentru că practic astea sunt semnale, ieșirile astea sunt ceea ce transmite aparatul meu spre exterior. Astea sunt lucrurile cele mai importante pentru că pot să fie semnale care să opereze diverse alte aparate, pot să fie mesaje prin care să fie atenționat utilizatorul că se întâmplă niște lucruri. Deci practic este modul prin care aparatul interacționează cu lumea înconjurătoare. Am spus că stările au o anumită durată, care depinde de ceas la circuitele sincrone sau de semnalele de intrare care îmi determină diverse tranziții la circuitele asincrone. Și am mai spus că că starea respectivă memorează parcursul stărilor. Dacă mai aduceți aminte la cititorul ăla de biți, practic, în fiecare stare în parte, memoram care au fost biții citiți până la momentul respectiv. Tranzițiile, spuneam că
pot să fie de două feluri, condiționate de variabile de intrare sau necondiționate, și atunci se trece direct la starea următoare, și se consideră a fi instantanee. Acum, trebuie să discutăm câte ceva despre memoria respectivă. Ce știm despre memorie? Am făcut ceva până acum legat de memorie? Mă mai auziți? Da, vă auzim. În afară de memoratoarele acele elementare de la circuitele secvențiale, nu sunt sigur dacă am mai făcut ceva lângă de memorie. Nu ne-am ocupat explicit de memorie, dar am folosit elemente de memorare. De exemplu, orice circuit secvențial, am spus că are nevoie de un element de memorare, pentru că altfel nu are cum să fie secvențial. După care, așa cum a zis colegul vostru, când am făcut CBB-urile, v-am spus că dacă iau 4 CBB-uri de-astea și le leg între ele, atunci pot să am un cuvânt de memorare, un element de memorare pe 4 biți. Ulterior, data trecută, am discutat despre registre, care ce rol aveau. Efectiv de memorare, pentru că ele preluau niște date, le țineau acolo și le puneau la dispoziție mai târziu. Deci ăsta este tot un element de memorare. În alte părți, în afară de materia asta, în afară de PL, ați mai întâlnit memoria? Informații legate de memorie? Unde? La programare. La programare. Unde anume? La modalitatea în care e stocată memoria, ca să vedem cum operăm pe biți, ca să manipulăm date. Sau exact. La pointer, de exemplu. La alocări de memorie, nu? În principiu. Aloc, maloc și alte nebunii. Da? Un alt loc unde este important este la lucrul cu stiva, pentru că și acolo se pun informații pe stivă și după aia trebuie să fie extrase de pe stivă. Ok? Deci, practic, mai sunt și alte zone unde se discută despre aceste memorii, dar nu știu dacă o faceți pe undeva în detaliu și atunci o să vă dau eu câteva detalii înainte să ajungeți în anii mai mari unde o să o luați și o să lucrați mai serios cu ea. Deci, practic, data trecută v-am spus că memoria asta arată ceva de genul ăsta. Asta este practic conținutul memoriei. Ei este atașat un registru de date și un registru de adrese și, în general, se lucrează cu memoria de către unitatea aritmetică-logică prin intermediul acestui registru de adrese. Da? Deci, practic, un circuit de memorie este alcătuit din mai multe locații de memorie. Ca să ajung la una sau la alta din locațiile de memorie, trebuie să folosesc acest registru de adrese care, practic, îmi spune unde, de unde să citesc sau unde să scriu diverse date în memorie. După care, în momentul în care știu de unde să citesc sau unde să scriu, se folosește registrul de date fie pentru a copia datele din memorie în registru pentru a fi puse la dispoziție pentru diverse operații, fie se copiază datele din registru în memorie pentru a fi stocate. Da? O locație de asta de memorie conține un cuvânt și este caracterizat prin numărul de biți din care este compus cuvântul respectiv. De exemplu, dacă avem o locație a unei memorii de 8 biți, ce înseamnă asta? Înseamnă că fiecare locație din memoria respectivă conține spațiu pentru a memora 8 biți. Și atunci am putea să avem, de exemplu, 8 CBB-uri de tip D pentru a memora cei 8 biți. Asta este pentru o singură locație. În memorie, în general, memoriile vin cu două dimensiuni. Numărul de locații și dimensiunea cuvântului. De exemplu, 1K8. Asta înseamnă că avem o memorie care are 1000 de locații, da, 1K, iar 8 reprezintă dimensiunea fiecărei locații în parte, adică dimensiunea cuvântului din memoria respectivă. Și asta înseamnă că pentru prima locație putem să avem 8 CBB-uri de tip D, pentru aceea de-a doua locație o să avem alte 8 CBB-uri de tip D și tot așa.
Da? Deci pentru fiecare locație din memoria respectivă ar trebui să avem câte 8 CPP-uri de astea de tip D. Well, în realitate, circuitele astea sunt large scale integration sau very large scale integration și din cauza asta nu mai avem acces individual la fiecare bit. Da? Deci dacă avem unul ca or 8, ar trebui să avem 8000 de CPP-uri de astea de tip D, dar în realitate ce se întâmplă este că nu mai putem să avem chiar acces la fiecare bit individual. Dar în principiu, fiecare bit putem să ne-l reprezentăm ca fiind realizat printr-un astfel de CBB. Acum, având în vedere informațiile care sunt importante la o stare, adică cum am, unde sunt, unde mă duc mai departe și care sunt ieșirile, practic am realizat o mini-schemă aici în partea dreaptă în care am pus fix informațiile care mă interesează. Da? Deci sunt în stare 0, care o să aibă o codificare, o să vedem ce codificare are, că na, codificarea ați învățat deja să o faceți. Astea sunt ieșirile pe care le am în starea 0. Vedeți că sunt ieșiri de tip MUR și se recomandă la microinstrucțiuni să lucrăm cu astfel de ieșiri de tip MUR. După care avem decizia care îmi spune dacă mă duc pe ramura 0 sau pe ramura 1. Da? În fiecare stare din aparatul secvențial avem memorat această informație și automat informația asta trebuie să o punem undeva în memorie. Da? Bun. Există întrebări? Ok. Și acum trecem la structurile astea. Deci am văzut cam ce informație trebuie să reținem. Asta era informația pe care o rețineam în ASM-uri. Ca să putem să lucrăm cu memoria, automat aceeași informație trebuie să o am și acolo ca să știu că ăștia sunt pașii pe care trebuie să-i fac. Da? Unde sunt, cum merg mai departe și ce scot în exterior. Astea sunt trei informații esențiale pe care trebuie să le am și la ASM-uri și trebuie să le am și la reprezentarea cu microinstrucțiuni. Și atunci, toate informațiile legate de stare se pot memora într-o memorie cu caracter permanent, numită microinstrucțiune. Structurile de comandă microprogramate se bazează pe memorarea acestor informații asociate tuturor stărilor dintr-o organigramă, într-o succesiune de microinstrucțiuni, care se numește microprogram. Microprogramul ăsta se memorează în memoria calculatorului și se rulează pe rând. Fiecare microinstrucțiune se găsește la o adresă distinctă de memorie, deci în felul ăsta știm unde suntem cu prelucrarea, da? Pentru că dacă știm că fiecare stare are o anumită adresă memorie, uitându-mă la starea din, la adresa din memorie unde sunt în momentul de față, știu cam pe unde am ajuns cu prelucrarea, trebuie să vedem ce conține fiecare intrare de asta din memorie ca să-mi dea informațiile celelalte. Unde mă duc mai departe și ce ieșiri scot. Dimensionarea memoriei. Dacă avem trei variabile de stare, asta înseamnă că cu cele trei variabile de stare se pot crea maxim 8 stări, se pot codifica maxim 8 stări. Și atunci, ca să implementăm un astfel de aparat care are trei variabile de stare, înseamnă că aș avea nevoie de o memorie de 8 cuvinte. Da? Pentru că am spus că pentru fiecare stare trebuie să am informațiile respective în memorie. Deci, cu alte cuvinte, fiecare stări îi aloc câte o microinstrucțiune care să-mi spună ce să fac mai departe. Și atunci, având 8 stări, ar trebui să am 8 microinstrucțiuni. Fiecare microinstrucțiune se salvează în altă locație de memorie. Deci trebuie să am o memorie cu minim 8 cuvinte. Dacă avem un ASM, care are, deci un automat, care are 10 variabile de stare, well, atunci ar trebui să am 2 la puterea 10 stări, adică 1024 de stări. Și atunci înseamnă că pentru a implementa un astfel de ASM am nevoie de o memorie care să aibă 1024 de locații, de cuvinte. Da? Deocamdată nu știm ce conține o microinstrucțiune. Nu v-am spus explicit care sunt câmpurile pe care le punem în microinstrucțiuni, dar știm că fiecare stare de asta are asociată o microinstrucțiune.
ceea ce este similar cu liniile dintr-un program. Da? Din cauza asta se și cheamă microinstrucțiuni. Într-un program pe care îl scrieți voi într-un limbaj de programare, chestiile alea se numesc instrucțiuni și fiecare instrucțiune îmi spune ce trebuie să se facă la pasul curent și unde mă duc mai departe. Mă duc la următoarea instrucțiune sau mă duc în altă parte, cum ar fi dacă am if-uri. Da? If-urile îmi spun cum să continui. La fel sunt și microinstrucțiunile astea. Îmi spun ce să fac la pasul curent prin ieșirile pe care le generează, după care îmi spune unde mă duc mai departe, prin decizia în funcție de semnalul extern. E clar? Există întrebări? Bun. Microinstrucțiuni. Structura tipică a unei microinstrucțiuni este dată de structura asta standard din organigram. Problema e, de cele mai multe ori putem să avem condiții complexe de genul ăsta. Iar cu astfel de condiții nu putem să funcționăm. De ce? Pentru a stabili unde mă duc din S0, eu trebuie să citesc trei semnale externe în același timp. Da? Pe de-o parte, trebuie să știu care este valoarea lui C1, ca să știu dacă mă duc în stânga sau în dreapta, după care trebuie să știu ce se întâmplă fie cu C2, fie cu C3. Deci trebuie cumva să am acces la mai multe semnale în același timp. Iar lucrul ăsta este imposibil, așa cum o să vedem un pic mai încolo, când o să vedem care este structura care îmi interpretează aceste microinstrucțiuni. Din păcate, această structură nu îmi permite să citesc decât un singur semnal la un moment dat. Și atunci, având o astfel de structură complexă, trebuie să o reducem la structurile astea simple pe care le avem aici. Și să punem problema, cum am putea să facem treaba asta? Cum am putea să reducem o condiție de asta complexă la mai multe condiții mai simple? Aveți vreo idee? Adăugăm cât o stare pe fiecare ramură a lui C1. Adăugăm cât o stare pe fiecare ramură și în momentul de față bucata asta de aici este similară cu ce avem sus, după care bucățile astea separate sunt și ele de aceeași formă. Și am rezolvat problema. Acum, o altă întrebare este: există situația asta în realitate? Adică, nu știu, există cazuri în care avem condiții de-astea complexe? Ce credeți? Adică noi găsim soluția asta de a adăuga stări suplimentare. Dar asta înseamnă că e o soluție la o problemă. Problema respectivă este reală sau efectivă? În general, aș crede că e reală, că seamănă cu anumite decizii care trebuie luate de aparat în funcție de inputul de la utilizator. Exact. În general, majoritatea deciziilor pe care aparatele trebuie să le ia nu sunt binare. Uite, gândiți-vă la, nu știu, la un automat de sucuri sau la un automat care vă dă, nu știu, băgați bani și apăsați un cod ca să vă dea respectivul produs. În general, nu sunt două produse din care să aleagă. În general, sunt multe. Și atunci, ca să facă multe astfel de decizii, trebuie să se spargă decizia aia mare, că nu pot să decid, nu pot să fac un switch ca la C sau Java. Un switch cu
60-70 de item în el și să zic, dacă e așa, te duci și dai drumul ăluia. Dacă e așa, te duci și dai drumul ăluilalt. Da? Și atunci, în realitate, ce se întâmplă este că se sparge acea condiție multiplă în foarte, foarte multe condiții de-astea binare. Deci chiar este o problemă reală care există în viața reală. Uite, gândiți-vă la un lift, da? Liftul nu o să aibă doar parter și etaj. O să aibă parter plus 8 sau cine știe câte, sau parter plus 4 sau whatever. Iarăși, sunt multiple condiții, nu sunt doar două. Am discutat despre interfon. Am făcut, ca să vă fie simplu, am făcut un interfon unifamilial. Dar, în general, interfoanele astea sunt cu multe familii, nu sunt cu unul singur. Deci, în realitate, condiția asta, această decizie multiplă este reală. Deci, problema chiar a existat, chiar există, chiar se lovește lumea de o astfel de problemă și din cauza asta a fost nevoie de o astfel de soluție pentru a o rezolva. Și prin introducerea de astfel de stări apare și prima diferență față de ASM-uri. La ASM-uri încercam să facem organigrama cât mai compactă pentru a limita numărul de stări. De ce făceam chestia asta? Păi o făceam pentru că încercam să păstrăm numărul de variabile cât mai mic, pentru ca astfel să avem diagrame Carnap cât mai mici pe care să le putem minimiza. Da? Pentru că dacă aveam un număr de variabile mic, știam cum să construim diagrama Carnap, știam ce să facem acolo, puteam să implementăm cu CPP-uri și era tot ok. La automatele astea cu structuri microprogramate, trebuie să avem structură de tip MUR pentru a evita construirea unor circuite suplimentare de condiționare a ieșirilor. Așa, dacă am automat de tip MUR, știu că ok, am ajuns în starea asta, scot ieșirile astea. Da? Deci în momentul în care eu am salvat microinstrucțiunea pentru starea S0, știu automat și care sunt ieșirile pe care trebuie să le generez. Pentru că altfel, dacă aveam ieșire pe aici, nu mi era așa de simplu, pentru că trebuia să stabilesc care este ieșirea de aici în funcție de acest X1. Și atunci însemna că microinstrucțiunile alea trebuie să stabilesc ce se întâmplă și cu semnalul de aici. Lucrurile erau mai complexe, pentru că trebuiau puse diverse măști în funcție de valoarea lui X1. Și atunci, ca să se evite această problemă, se recomandă, nu neapărat impus, că tu până la urmă când îți implementezi circuitul poți să faci cum vrei tu, doar că te chinui mult mai tare să implementezi un circuit de tip mili decât unul de tip MUR. Și atunci din cauza asta recomandarea este să se folosească automate de tip MUR în implementare. Drept urmare, prima modificare pe care o vedem, în afară de introducerea de stări suplimentare din cauza condițiilor complexe, este că avem nevoie să modificăm organigrama astfel încât să transformăm zonele de tip mili în zone de tip MUR. Și acum iată de ce, la început, când am făcut automatele secvențiale, am început discuția cu separarea asta sau clasificarea asta în circuite de tip mili și MUR, plus metodele de transformare între circuite de tip mili și circuite de tip MUR. Este nevoie de ele. De asta le-am făcut atunci, pentru că aveam nevoie să știm în momentul în care ajungem la microinstrucțiuni cum să facem trecerea dintr-una într-alta, care este diferența dintre ele și tot așa. Bun. Cum transformăm schema asta, care este o schemă de tip mili, într-o schemă de tip MUR? Ce trebuie să-i fac? Cum pot să o rezolv? Să alocăm o stare deasupra lui C3. Să adăugăm o stare deasupra lui C3? Adică între C1 și O sau între O și C3? Între C1 și O. Bun. Într-adevăr, asta este soluția.
Deci, practic, ca să transformăm circuitul ăsta în circuit de tip Moore, trebuie să adăugăm o stare astfel încât ieșirea să nu mai depindă de C1, să depindă doar de starea în care mă aflu. Bun. Deci, practic, ați văzut, pot să apară în momentul în care lucrez cu microinstrucțiuni, pot să apară stări suplimentare, pe de-o parte, ca să evit situația de aici, situația care este, pardon, în care avem condiții suplimentare, condiții multiple, da? Condiționări complexe, sau în situația în care avem ieșire după decizie, deci, practic, zonă de tip mili și trebuie să o transform în zonă de tip mur. O microinstrucțiune, acum discutăm despre ce conține o microinstrucțiune, da? O microinstrucțiune are mai multe câmpuri pentru a reține informațiile legate de semnalul de intrare care cauzează tranziția mai departe, adresele stărilor următoare, unde trebuie să ajung, și ieșirile generate. Da? Deci, practic, v-am zis, pe nu mă interesează când sunt într-o stare, mă interesează unde sunt și asta o să fie dată de adresa stării respective. Unde mă duc mai departe și asta înseamnă că trebuie să investighez semnalul de intrare în funcție de care mă decid dacă mă duc undeva sau în altundeva. După care trebuie să am adresele unde mă duc pe, în ambele situații. Dacă semnalul este 1, trebuie să mă duc undeva. Dacă semnalul e 0, trebuie să mă duc în altă parte și atunci trebuie să am aceste adrese. Și mă interesează ce fac în starea curentă. Adică să știu care sunt ieșirile pe care trebuie să le generez în momentul de față, aceste out. O parte din informațiile astea se scriu codificat, o parte le scriem decodificat. Intrările, adică input code-ul ăsta și stările le scriem codificat, iar pe astea nu le scriem codificat și o să vedem de ce. Pentru out preferăm codificarea un bit pentru fiecare ieșire. Deci dacă avem 25 de ieșiri, o să avem 25 de biți în care fiecare bit corespunde uneia dintre ieșiri. Luăm fiecare câmp de ăsta în parte, input code. Input code reprezintă codul asociat semnalelor de intrare. Da? Problema e cum obținem noi codul ăsta, pentru că nouă ne vin niște semnale la intrare. Dacă vă aduceți aminte de interfon, ne venea activ, ne venea gata, ne venea timeout, diverse semnale care aparent nu știm ce să facem cu ele. Cum facem să le codificăm? Și atunci, codificarea asta se face evident binar. De exemplu, dacă avem 3 intrări, I1, I2 și I3, vreau să le dau coduri binare și atunci pe câți biți se pot reprezenta cele 3 intrări? Pe 2. Pe 2. Așa că o să fac în felul următor. Dacă se poate, mențin codul cu numai cu zerouri separat și încep și le dau în ordine. Da? I1 este 0,1, I2 e 1,0, I3 este 1,1. Deci cum spuneam, intrările respective se codifică la rând, iar dacă se poate, lăsăm combinația formată doar din 0 nefolosită. De ce o lăsăm nefolosită? O să vă arăt un pic mai încolo. Dar în felul ăsta fac codificare. Practic, acum, având 3 intrări, am codificat pe 2 biți, n-am câștigat mare lucru, da? Pentru că nu e mare diferența între cei 2 biți pe care codific aici sau 3 biți, cât ar fi fost dacă băgam câte un bit pentru fiecare intrare. Dar gândiți-vă că asta se întâmplă de la 2 la 3 biți, dar noi cu microinstrucțiunile lucrăm cu sute sau chiar mii de semnale. Și atunci, iată un alt exemplu. Dacă avem, să zicem, 14 intrări, nici măcar nu mă duc la nivelul sutelor sau miilor de intrări. Câți biți am avea nevoie ca să codificăm cele 14 intrări? 4, da? Deci am avea nevoie ca să le codificăm de 4 biți. Deci deja facem o economie de 10 biți față de ce s-ar fi întâmplat dacă codificam fiecare intrare cu bitul ei, da? Cu cât numărul ăsta de intrări crește, uite, gândiți-vă că avem 1000 de intrări, da? 1024 este 10 la 12.
Deci, cu alte cuvinte, pentru a codifica 1000 de semnal de intrare, nu avem nevoie decât de 12 biți în loc de 1000. Deci reducerea este cu atât mai mare și cu atât mai eficient să codificăm intrările, cu cât numărul acestora este mai mare. Și atunci asta este motivația pentru care folosim informație codificată pentru input code. Dacă M e numărul semnalului de intrare, iar NC reprezintă numărul biților pentru codificarea intrărilor, C este cod intrare, de la asta vine, atunci avem 2 la NCI, mai mare să egal cu M, mai mare strict ca 2 la NCI minus 1. Asta este input codul. Pentru starea următoare. Acum, starea următoare poate să fie de două feluri. Poate să fie ca pe ramura din dreapta sau ca pe ramura din stânga, de exemplu. Dintr-o stare pot să ajung într-o altă stare direct, dacă avem tranziție necondiționată sau salt necondiționat, dar în cazul în care avem o variabilă de intrare, atunci aceasta va condiționa tranziția și trebuie să am informația și pentru ce se întâmplă pe ramura 0 și pentru ce se întâmplă pe ramura 1. Și atunci din cauza asta o să am două adrese pentru care rețin informații. ADR0 reprezintă adresa următoare pentru semnal de intrare egal cu 0, iar ADR1 reprezintă adresa următoare pentru semnalul de intrare egal cu 1. Da? Deci avem nevoie de aceste două câmpuri de adresă pentru starea următoare. Ce se întâmplă cu cele două câmpuri de adrese în situația asta de aici? Deci dacă sunt în S0 e clar. Când e 0 mă duc în SB, când e 1 mă duc în SA. Deci, practic, în ADR0 o să rețin adresa lui SB, când am ADR1 o să rețin adresa lui SA. Dar, pentru situația de aici, ce fac? Ce pun în ADR0 și ce pun în ADR1? Le punem până în amândouă adresa lui S3. Exact. Deci în situația în care avem salturi necondiționate, atunci automat și ADR0 și ADR1 o să fie același lucru. Și o să reprezintă starea în care mă duc necondiționat din starea curentă. Ok? Bun. Facem pauză? Da, eu propun să facem. Ok, bun. Hai să facem pauză și vă spun mai departe după aia. Ne vedem la fix.
Salut, mă auziți? Da, vă auzim. Da, vă auzim. Super. Hai să continuăm. Deci, starea următoare. Codul stării următoare este folosit ca adresă de memorie, pentru că am văzut că fiecare microinstrucțiune este un cuvânt distinct din memoria de program, iar codul stării tot așa trebuie să fie unic pentru fiecare stare în parte. Memoria microprogramului pentru fiecare instrucțiune va trebui să aloc un cuvânt. Nu este neapărat nevoie să fie următorul cuvânt, dar asta o să vedem un pic mai încolo. Iar numărul de biți de adresă depinde de doi factori. Pe de o parte de numărul de stări, pentru că am văzut că dacă am un anumit număr de stări, am un anumit număr de variabile de stare pentru a adresa acele stări, da? Care se obține cu logaritm, whatever. Discuția asta am mai avut-o. Dar pe de altă parte, un alt element de care trebuie ținut cont este tipul de memorie pe care îl folosim. De exemplu, dacă am o memorie de 8 cuvinte, având în vedere că sunt 8 cuvinte, înseamnă că 3 variabile de stare îmi sunt suficiente pentru a codifica cele 8 cuvinte, 8 stări. Și atunci, registrul de adrese, câți biți ar trebui să aibă? Registrul de adrese ce trebuie să facă? Trebuie să știe să se ducă la locația corespunzătoare fiecărei stări în parte. Dacă stările sunt codificate pe 3 biți, automat și registrul de adrese trebuie să fie codificat tot pe 3 biți ca să știe unde mă duce din adresa respectivă. Deci automat adresa și registrul de adrese trebuie să aibă același număr de biți, adică 3. Dacă avem o memorie de 8 ori 8, 8 cuvinte, 8 biți fiecare, practic am avea ceva de genul ăsta. Deci avem fiecare locație de memorie de la 0 la 7, 8 biți, i-am reprezentat prin cât un cerculeț de ăsta, fiecare bit în parte. Registrul de adrese pe 3 biți, pentru că trebuie să știe să mă ducă la fiecare din locațiile de aici. Iar în partea dreaptă am pus numele stării respective. Practic, adresa asta îmi selectează una din instrucțiuni care se va executa mai departe. E un cod. Cum știu unde să mă duc mai departe? Păi aleg adresa, o salvez în era, cu era o mă duc la adresa respectivă și atunci prelucrez informația de acolo. De exemplu, dacă sunt în S0, trebuie să am un aparat care să-mi spună că dacă condiția, dacă C1 este egal cu 1, atunci în era trebuie să genereze adresa lui SA, iar dacă C1 este 0, atunci în era trebuie să genereze adresa lui SB. Sunteți de acord cu mine? Și o să învățăm cum să construim aparatul ăsta un picuț mai târziu. Ieșirile. Deci până acum informația a fost codificată. Atât input code-ul cât și stările. Ieșirile sunt folosite decodificat. În practic, out reprezintă semnale de ieșire generate în starea curentă. Nu se folosesc codificări pentru că în fiecare stare se pot genera mai multe ieșiri. Și atunci ar trebui să ținem cont și de combinația de astfel de ieșiri. Iar în felul ăsta se duce la n factorial, numărul de biți necesar pentru fiecare combinație în parte. Și atunci este mai simplu să codificăm fiecare bit, fiecare ieșire cu bitul corespunzător. Da? Deci nu câștigăm nimic codificându-le din cauza că există aceste posibile combinații de ieșiri. Deci, cu alte cuvinte, fiecare ieșire se reprezintă printr-un bit, 0 sau 1. Un lucru esențial la microinstrucțiuni este lungimea microinstrucțiunii.
De ce? O să vedem un pic mai încolo. Având forma microinstrucțiunii, trebuie să calculăm lungimea, folosind formula următoare. Lungimea microinstrucțiunii reprezintă numărul de bits pentru input code, de două ori numărul de bits pentru adresă, pentru că trebuie să pun adresa pe 0 și adresa pe 1, și numărul de ieșiri, pentru că am zis că asta se pune necodificat și o să avem câte un bit pentru fiecare ieșire în parte. De exemplu, dacă avem 7 intrări, 25 de stări și 5 ieșiri, care este lungimea microinstrucțiunii? Cât e NCI? 3. Cât e NADR? 25. Nu, că sunt 25 de stări. Pe cât biți se reprezintă cei 25 de stări? Ah, da, 5. Cât e N-out? 5. Cât e lungimea microinstrucțiunii? 18. 18. De la ce vine cei? De la code de input. Ah, ok. Eu îi spun input code în engleză, dar codul de intrare sau codificarea intrării. Bun. Deci problema e în felul următor. Dacă am vrea să implementăm acest aparat, am avea nevoie de o memorie care să aibă registru de adresă de 5 biți, da? Pentru că adresele mele sunt pe 5 biți. Un registru de date care să aibă 18 biți și o capacitate a memoriei de 25 de cuvinte a câte 18 biți fiecare. Well, succes să cumpărați așa ceva. Pentru că în realitate memoriile sunt standardizate. Nu pot să am orice număr de biți pentru registru de adresă, pentru registru de date sau pentru capacitatea memoriei. Chestiile astea vin standardizate. Și atunci, din cauza asta, apar niște modificări. Și acum facem niște probleme în care să vedem modificările astea cu observația că sunt probleme de examen. Fie un circuit de memorie 4K/8, calculați lungimea microinstrucțiunii și stabiliți câte astfel de circuite de memorie sunt necesare dacă se știe că avem 37 de semnale de intrare și 25 de semnale de ieșire. Mai țineți minte, da? LMUI este egal cu NCI plus 2 ori NADR plus NOUT. Ce știm la problema asta? NCI și NOUT. Cât e NCI? 6. Cât e N-out? 25. E cineva care n-a înțeles de ce e 6 NCI-ul? Da, eu. Avem 37 de semnale de intrare. Semnalele de intrare se pun codificat. Pe câți biți se codifică cele 37 de valori? 37 de semnale de intrare. Care este numărul minim de biți pe care pot să reprezint cele 37 de valori? Doi la 5 e 32, 37 e mai mare ca 32, deci automat trebuie să reprezint pe 6 biți, 2 la 6, care e 64. Și din cauza asta NCI este egal cu 6. 25 avem aici din cauza că avem 25 de semnale de ieșire și astea se pun ca atare, nu se codifică niciun fel. Singura problemă este aici. Care este NADR? Bun. Ca să aflăm care este NADR, ne uităm la memorie. Spune că avem nevoie, că avem la dispoziție o memorie de 4K/8. Ce înseamnă 4K/8 ăsta? Înseamnă 4000 de... Înseamnă 4000 pe dimensiunea asta. Încerc să scriu, să văd dacă îmi iese. Mă rog, 4000 nu e chiar 4000, e 4K, da?
Adică 1024.4 e 4096. Ok? Asta înseamnă 4K8. Sunteți de acord cu mine? Deci dimensiunea asta are 4096, dimensiunea asta are 8. Bun. Știm că memoriile au un registru de adresă și un registru de date. Da? Câți biți o să aibă registrul de date? 8. Câți biți o să aibă registrul de adrese? 8. Păi registrul de adrese trebuie să-mi indexeze de la prima adresă până la ultima adresă, da? 14? 12. 14, da. De ce 12? De ce 14? E 4096, 2 la 12. Nu e, 2 la 14. 2 la 14? Păi stai. 1024, 2 la 10. A, ba nu, 12, 12. Nu, de 2 la 12. 12, 12. Ok, atunci ăla e. Ups. Am șters și registrul de adresă. Deci aici este 12, da? A înțeles toată lumea de ce e 12? E cineva care n-a înțeles de ce e 12? Lipsește numărul de stări, dar numărul maxim de stări este cât încape aici. Dacă avem 4K de adrese memorie, înseamnă că avem maxim 2 la 12, adică 4096 de stări posibile. Ăsta va fi numărul maxim de stări. Și atunci, ca să adresez aceste 4096 de stări, registrul meu de adresă trebuie să aibă 12 biți, ca să știe unde să se ducă. Și atunci, automat, dacă registrul de adresă are 12 biți, pe mine nici nu mă mai interesează câte stări are aparatul, pentru că ele o să trăiască să fie codificate pentru 12 biți. Pentru că dacă nu sunt pe 12 biți, atunci registrul ăsta nu știe ce să facă cu, nu știu, dacă am 3 biți. Registrul meu nu știe să se ducă pe ultimii 3 biți de aici. Trebuie să am 12 biți care să-mi spună, ok, te duci aici sau te duci aici sau unde te duci. Da? Deci din cauza asta, dacă registrul are 12 biți, poate să adreseze 4096 de poziții și atunci aparatul meu poate să aibă maxim 4096 de stări. Având în vedere că știm deja toate informațiile, știm că ăsta e 6, că ăsta e 25, iar NADR trebuie să fie, să aibă aceeași valoare cu registrul de adrese, cu numărul de biți din registrul de adrese, adică 12, înseamnă că lungimea microinstrucțiunii este de 55 de biți. Există întrebări? Bun. Întrebare. Se poate folosi acest tip de circuit de memorie pentru un automat cu 16 stări, 37 de semnal de intrare și 25 de semnal de ieșire? Da, pentru că avem mai puțin de 4096 de stări. Exact. Nu se spune nicăieri care este numărul minim. Deci numărul minim poate să fie, nu știu, și o singură stare, să zicem. Mă rog, dacă e o stare numai secvențială, două stări. Dacă am aceste decizii și aceste semnale de ieșire. Da? Deci nu există o limită inferioară. Mai departe, se modifică lungimea microinstrucțiunii dacă am doar 16 stări? Nu, că tot pe 12 biți s-a modificat. Exact. Nu se modifică lungimea microinstrucțiunii, pentru că chiar dacă sunt doar 16 stări, ele trebuie în continuare să fie adresate folosind registrul de adrese. Deci dacă se adresează folosind registrul de adrese, atunci trebuie să fie codificate pe atâția biți cât are registrul de adrese, adică 12. Și atunci înseamnă că în continuare problema mea
va fi codificată sau va fi salvată în memorie prin, printr-o microinstrucțiune de 55 de biți. Mai departe, am răspuns la prima întrebare, care este lungimea microinstrucțiunii, dar mai era încă o întrebare. De câte circuite avem nevoie? Da, deci știm deja că lungimea microinstrucțiunii e 55 de biți, iar memoria pe care o avem noi este, scuze, este 4K ori 8. Da? 4K-ul ăsta l-am folosit ca să vedem care este lungimea registrului de adrese. N-am folosit informația asta cu 8. Ideea e în felul următor. Când am în memorie, eu aici am 8 biți. Ok? Dar mie microinstrucțiunea trebuie să-mi aibă 55 de biți. Și atunci ce fac? Eu într-un chip de ăsta de memorie pot să bag doar maxim 8. Cum pot să fac? Ce pot să fac? Folosesc mai multe zone, da, și care eventual să aibă un bit fiecare care să spună dacă s-a terminat instrucțiunea asta, dacă trebuie să se conecteze la următoarea zonă. Nu se poate face chestia asta din următorul motiv. Deci, colegul vostru a zis așa, eu am multe locații de astea de memorie, dacă tot am multe locații, ca să fac 55 folosesc mai multe locații, unul de pe acolo, alta de pe aici, alta mai de pe la sfârșit. Și practic astea împreună o să-mi facă cei 55 de biți de care am nevoie. Problema e, nu se poate face ceva de genul ăsta pentru că eu am acest registru de adrese care nu poate să indexeze decât pe rând. Deci practic la un moment dat eu pot să mă duc aici. Dar eu nu pot să mă duc și aici, și aici, și aici. În plus, nu știu, odată ce am ajuns pe prima poziție, adică aici să zicem, continuarea e aici. S-ar putea ca în acești 8 biți să n-am nici măcar adresa următoarei locații de memorie. Nu mai zic a tuturor locațiilor de memorie. Mai mult, nu am cum să generez alte valori aici decât la momente ulterioare de timp, ceea ce înseamnă că în loc să execut câte o microinstrucțiune la un moment dat, o microinstrucțiune o să întindă pe câteva momente de timp. Ceea ce înseamnă un lucru destul de grav, că eu aș vrea fiecare microinstrucțiune să se execute la momentul de timp potrivit. Și atunci introduc niște întârzieri de 7x, 8x, poate și mai mult. Are sens ce spun? E clar de ce nu se poate, de ce nu se pot folosi locații multiple din aceeași memorie? Soluția e aproximativ ok, implementarea e proastă. Practic, o să facem o concatenare pentru că nu avem ce face, doar că nu facem concatenare dintre mai multe locații de memorie, ci facem concatenare din mai multe circuite de memorie. Da? Și avem 8 în primul, 8 în al doilea și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, luăm mai multe astfel de circuite de memorie și le cuplăm în paralel, adică le concatenăm. Un cuvânt va fi reprezentat de concatenarea registrelor de date de la toate memoriile folosite. Și atunci, ca să stabilim câte astfel de circuite sunt necesare, tot ce avem de făcut este să luăm parte întreagă superioară din lungimea microinstrucțiunii împărțit la numărul de biți pe care are fiecare circuit în parte. În cazul nostru, avem nevoie de 7 circuite de memorie în care un bit din registrul de date cel mai semnificativ va rămâne nefolosit. Toate registrele de date sunt comandate simultan de același registru de adrese. Deci, practic, în momentul în care eu mă duc la o anumită locație, cum ar fi să mă duc aici, automat mă duc și aici și la toate celelalte circuite de memorie. Da? Și în felul ăsta scap de problema în care eu ar trebui să accesez mai multe locații de memorie la același moment de timp. Da? Pentru că având câte un registru de adrese la fiecare circuit de memorie,
Atunci pot să le comand pe toate simultan și atunci o să mă duc la toate circuitele de memorie în același loc, în același timp. Mai mult... Pot să vă întreb ceva? Când ați început să explicați de ce nu putea să implementați metoda cu mai multe circuite, cu mai multe zone de memorie înlănțuite, mi-a cam picat puțin netul și n-am auzit. Dacă înțeleg bine din ce văd aici, în loc să folosim un singur registru, folosim mai multe și atunci accesăm prin intermediul registrului de adrese zonele de memorie de care avem nevoie pentru biții respectivi? Dacă practic înlănțuim mai multe registre? Mai multe memorii. A, da, mai multe zone de memorie. Ideea e că, pe scurt, nu am cum să accesez mai multe bucăți din aceeași memorie simultan. Pe de o parte, pentru că trebuie să încarce la fiecare moment de timp informația în registrul de adrese ca să mă pointeze la următoarea locație. Iar pe de altă parte, în zona pe care o am la prima locație, s-ar putea să nu am informații suficiente în care să îmi spună unde să găsesc celelalte locații. Deci din cauza asta nu se poate varianta mai multe locații din aceeași memorie. Și atunci ce se întâmplă în realitate? Să folosesc mai multe circuite de astea de memorie cuplate în paralel. Fiecare circuit de memorie vine cu un registru de adrese și un registru de date proprii. Și atunci, din cauza asta, toate registrele de adrese sunt comandate simultan și atunci mă pot duce în toate circuitele de memorie la aceeași locație în același moment de timp. Și în plus, din cauza că au registre de date individuale, pot să copiez informația în registrul ăla de date și să o concatenez, practic. Iar în momentul în care am concatenat toate registrele de date de la toate memoriile implicate, atunci am conținut integral al microinstrucțiunii. Ok? Da, și practic cei 55 de bits trebuie deconcatenați în bucăți de câte 8 chipuri și în fiecare zonă de memorie și adăugate zecuri unde... Exact. Și practic aș avea ceva de genul ăsta. Deci avem un registru de adrese care îmi comandă locația tuturor memoriilor. Avem registri de date pentru fiecare memorie în parte. Iar un cuvânt o să reprezintă concatenarea registrelor de date de la toate memoriile. Având 55 de biți și capsule de câte 8 biți, înseamnă că avem nevoie de 7 capsule. Asta înseamnă că avem în total 56 de biți și înseamnă că o să-mi rămână un bit nefolosit. Acum, următoarea întrebare. Ce se întâmplă dacă aparatul are mai puține stări și nu 4096 câte erau? Deci, dacă vă amintiți, memoria mea este 4K ori 8. Ce se întâmplă dacă aparatul are mai puține stări? N-are 4096. Hai, gândiți-vă un pic. Punem 0 pe restul stării, nu? Păi, are rost să ne mai chinuim? De ce am mai pune 0-urile alea? Le citez vreodată? Practic. Nu. Practic, dacă nu am 4096 de stări, înseamnă că o să existe o zonă de memorie care este nefolosită în fiecare dintre circuitele respective. Da? Deci, practic, avem o bucată de asta care pur și simplu e nefolosită. Adică acolo pot să pun alte informații când o să am nevoie de ele. Mai departe, dacă lungimea microinstrucțiunii nu este multiplu al dimensiunii cuvântului memoriei, va rămâne o zonă de memorie nefolosită, memoria corespunzătoare celui mai semnificativ bit. Adică ceva de genul ăsta. În cazul nostru rămâne un singur bit și asta înseamnă că am o bucată de zonă nefolosită doar pentru primul circuit de memorie și primul registru de dată. Ok? Cum am desenat aici în bucățica asta. E clar? De ce ar fi cel mai semnificativ bit care rămâne nefolosit? Ca să pot să citesc ușor. Ideea e că aș putea să pun ora acolo unde l-am pus, ora aici la sfârșit. Nu contează în realitate dacă îl pun acolo sau acolo. Dar nu pot să-l pun pe aici, pe undeva prin mijloc. Da? N-are niciun sens, n-are logică să-l pun pe aici. Ok? Da. Bun.
Altă problemă. Folosim, deci aceeași problemă de mai devreme, dar că nu mai avem 4K, memoria avem 1K8. Ce se modifică? Dacă avem 1K8, înseamnă că avem maxim 1024 de stări, înseamnă că avem registru de adrese de 10 biți și atunci lungimea microinstrucțiunii nu mai este 2x12, este 2x10, ceea ce înseamnă că avem 51 de biți. Drept urmare, având în vedere că dimensiunea cuvântului memoriei este 2 biți, în continuare o să avem nevoie tot de 7 circuite de memorie, dar de data asta nu-mi rămână un singur bit nefolosit, ci îmi rămân 5 biți nefolosiți din memoria corespunzătoare MSB-ului, da? Cel mai semnificativ bit. Încă un exemplu. 1024 de stări, memoria este 4K8, lungimea microinstrucțiunii 55 de biți, înseamnă că folosesc 7 circuite, un bit îmi rămâne nefolosit în memoria corespunzătoare MSB, cel mai semnificativ bit, și din cauza faptului că eu am doar 1024 de stări, înseamnă că 3 sferturi din toate circuitele de memorie rămân nefolosite. Ok? E clar? Deci având în vedere că în memorie eu am 4000 de locații și folosesc doar 1000, înseamnă că 3000 de locații îmi rămân goale. Deci practic memoria este 3 sferturi plin, 3 sferturi goale. Există întrebări? Bun. Structura de comandă microprogramată. Până acum am văzut cum se organizează memoria, am văzut ce se pune în memoria de microprogram, care este structura microinstrucțiunii, și am văzut că în funcție de structura algoritmului automatului secvențial pot să mă duc într-o parte sau în alta. Deci, practic, cum avansez prin aparat. Dar problema e că pentru a face chestia asta avem nevoie de un automat care să funcționeze ca dispozitiv de comandă, să prelucreze informația din memoria de microprogram, astfel încât stările alea să vină la rând așa cum trebuie, da? Să funcționeze corect aparatul. Iar această structură de comandă microprogramată arată în felul următor. Deci, practic, partea de aici, partea asta, este memoria, da? În care la fiecare locație de memorie avem informația asta, input code, adresă pe 0, adresă pe 1 și ieșirile. Și ele trebuie să mi se înlănțuie corect aceste microinstrucțiuni. Și atunci, cum fac? Păi, mai întâi trebuie să am un aparat care să-mi aleagă la ce stare mă duc mai departe. Având în vedere că am de ales dintre două adrese, cel mai simplu e să folosesc un multiplexor care să-mi salveze adresa următoare într-un registru de adrese, iar la momentul următor de timp care mi-e generat de acest clock, acest registru de adrese să mă ducă mai departe la următoarea locație. Odată ce am ajuns în locația respectivă, iau semnalele de ieșire și le scot ca atare, pentru că n-am nicio problemă în a extrage semnalele. Ele sunt în format direct. Dacă pentru o ieșire este 1, înseamnă că o am, dacă e 0, înseamnă că nu am. Bine, asta dacă este codificată în logică pozitivă, dacă e în logică negativă, este invers. După care, iarăși trebuie să văd în funcție de ce input code, unde mă duc și ce fac mai departe. Acum, lucrul de care n-am discutat este acest input code. Ce era input code-ul? Era o codificare a semnalelor de intrare. Deci, cu alte cuvinte, ca să știu care este input code-ul curent, trebuie să bag aceste input code-uri într-un multiplexor. În multiplexorul respectiv se bagă semnalele de intrare în ordinea codificărilor, astfel încât, în momentul în care citesc o microinstrucțiune, ce se întâmplă? Păi, primul lucru pe care îl fac este să scot ieșirile, după care citesc acest input code, input code-ul îmi intră pe intrările de selecție de la multiplexor. Pe baza acestui input code mi se alege una dintre intrări, valoarea respectivă 0 sau 1 este comutată pe ieșire. În funcție de valoarea asta care este 0 sau 1, se alege mai departe dacă se trece pe adresă pe 0 sau pe adresă pe 1 din acest multiplexor. Iar odată ce s-a salvat adresa, odată ce s-a stabilit adresa următoare, aceasta se salvează în registrul de adrese și la următorul impuls de ceas mă duc acolo.
Este clar? Există întrebări? Deci input code reprezintă cod de selecție pentru multiplexor. Îmi va selecta una dintre intrări de pe care se citește valoarea. Pe intrările multiplexorului se pun intrările circuitului, adică semnale de intrare, de la I0 la IN. În cazul în care avem 37 de intrări, o să se pună de la I0 la I36. Ieșirea multiplexorului reprezintă valoarea uneia dintre decizii și este valoarea aia care îmi spune dacă mă duc la ADR0 sau ADR1, care practic intră ca variabilă de selecție pentru multiplexorul ăsta, care multiplexorul ăla nu este de fapt un singur multiplexor, ci este o structură mai specială de multiplexoare 2 la 1. Este o baterie de multiplexoare, dar care nu sunt cuplate în cascadă. Și hai să vă arăt cum arată. Deci, practic, ăsta este semnalul care mi se generează de la multiplexor, da, de aici. Ăsta l-am notat cu X. Și, practic, ce se întâmplă? Dacă X este 0, trebuie să-mi pointeze către adresa asta cu roșu. Dacă X este 1, trebuie să-mi pointeze către adresa asta cu albastru. Și atunci, adresele astea trebuie să se ducă aici, ori una, ori alta, în funcție de valoarea lui X. Și atunci, ca să pot să fac lucrul ăsta ușor, ce se face? Se face această baterie de multiplexoare în care X apare ca variabilă de selecție pentru toate multiplexoarele. O să am N astfel de multiplexoare pentru N biți. Mă rog, aici cred că ar fi trebuit să... Deci, în adresa asta are N plus 1 biți, da? Pentru că începe de la 0 până la N. Dar dacă am o adresă pe N biți, atunci voi avea N astfel de multiplexoare. În fiecare multiplexor îmi intră unul dintre biții corespunzători poziției respective. Deci, de exemplu, în primul multiplexor îmi intră primul bit și din adresa 0 și din adresa 1. În al doilea multiplexor îmi intră al doilea bit și din adresa 0 și din adresa 1. În ultimul multiplexor, multiplexorul N plus 1, îmi intră cel de-al n-lea bit, mă rog, n plus 1 la bit, pentru că încep de la 0, atât din adresa 0 cât și din adresa 1. În urma selecției date de x-ul ăsta, dacă x e 0, o să-mi aleagă tot timpul intrarea de sus, dacă x e 1, o să-mi aleagă tot timpul intrarea de jos. Aceste valori sunt generate pe ieșire, după care, prin concatenarea lor, astea o să-mi dea adresa următoare. Dacă x egal cu 1, o să-mi dea adresa pe 0, iar dacă x egal cu 1, o să-mi dea adresa pe 1. Da? Deci în felul ăsta se generează în RADR adresa următoare corectă. În microprogram avem o succesiune de microinstrucțiuni. La un moment dat se activează o microinstrucțiune. Din input code se selectează una dintre intrări, aceasta putem să fie 0 sau 1. Mai departe, bateria de multiplexoare generează în RADR adresa corespunzătoare din microinstrucțiune și atunci microprogramul continuă cu acea adresă. În felul ăsta se rulează întregul program și dacă avem prea multe intrări, în loc de multiplexor inițial care are rolul de a selecta ce intrare este citită, punem o baterie sau o cascadă de multiplexoare astfel încât să putem să acoperim toate intrările. Concatenarea, cu ce se realizează? Concatenarea se realizează cu un registru paralel-paralel. Practic, ieșirea din fiecare multiplexor. Hai să mă duc la... Stai un pic. Ieșirea asta din fiecare multiplexor se pune pe câte un pin al registrului de adresă. Știi că registrii paralel-paralel aveau un număr de biți sus, un număr de biți jos și se încărca paralel. Și practic tot ce avem de făcut este să unim aceste ieșiri din multiplexor cu biții de load pentru registrul paralel-paralel. Da, am înțeles. Și practic le concatenează el automat, că le dă... Da. Mulțumesc.
Alte întrebări? Hai să vedem concret ce se întâmplă cu problema noastră cu interfon. Dacă mai țineți minte la problema cu interfonul, câte intrări aveam? Hai că le aveți în fața ochilor. Pare doar să le numărați. Cinci intrări, da? Pe câți biți se reprezintă cele cinci intrări? Pe 3 biți. Intrările sunt astea de aici, active, code, gata, doing și timeout. Câte stări avem? 7. Câți biți se reprezintă? Pe 3. Ieșire avem? 2. Not apel și not des. Care este lungimea microinstrucțiunii? Păi de ce 19? Păi 3 bits de la codificarea intrărilor plus da. De 2 ori numărul de adresă, adică de 2 ori 3. Da. Și plus numărul de câte un bit pentru fiecare ieșire, adică plus 2. Păi da, dar ăsta dă 11, nu dă 19. Ah, 11. Am înțeles din greșeală cu 7. Cu 7. Da. Ok. Bun, deci am calculat lungimea microinstrucțiunii. O să facem o mică modificare. Uitați aici. În loc de not des, o să pun des, ca să vedeți cum sunt ieșirile și când sunt active pe 0 și când sunt active pe 1, ca să vedeți, să aveți exemplu de ambele situații, da? Deci am făcut această modificare. Încercăm să completăm tabelul, da? Practic trebuie să punem pentru fiecare stare câte o microinstrucțiune, da, în total 7 microinstrucțiuni, iar la fiecare microinstrucțiune trebuie să punem câmpurile corespunzătoare, adică input code, adresă pe 0, adresă pe 1, ce se întâmplă cu ieșirea des și ce se întâmplă cu ieșirea apel. Da? Atenție mare, alegerea adreselor asociate stărilor poate să difere de codificarea stărilor stabilite în implementarea SML-ului cu CBB-uri. Poate să fie și aceeași, dar nu este obligatoriu. Da? Noi, ca să ne fie mai ușor, o să folosim aceeași codificare. Adică dacă o stare are codificarea 001 aici, atunci considerăm că și în memorie o să se afle la adresa 001. Da? Acum, haideți să încercăm să construim microinstrucțiunea pentru starea A. Da? Deci starea A este la adresa 000. Input code. Trebuie să dăm un cod celor 5 intrări, astfel încât să putem să le codificăm. Da? Și ce am zis? Dacă sunt codificate pe 3 biți, prima combinație 000 o lăsăm deoparte dacă putem, adică dacă avem mai puține intrări de 8 și având în vedere că avem doar 5, înseamnă că putem să lăsăm, să menținem, să păstrăm codul 000 separat. Și după aia le dăm coduri în ordine. 001, 010, 011, 100, 101. Și atunci, când sunt în starea A, ce intrare trebuie să citesc? Intrare activ. Ce cod are activ? Care are codul ăsta pe care l-am dat, 001. Unde mă duc pe adresa pe 0? În 001. Unde mă duc pe adresa cu 1? 000. Ieșirea des este activă? Da. Nu. Ieșirea des se generează aici, iar ieșirea not apel se generează aici. Dacă ieșirea des nu este activă, având în vedere că e activă pe 1, înseamnă că pun 0, iar ieșirea not apel, având în vedere că e activă pe 0, înseamnă că este 1. Pentru că nu apar acele ieșiri. Este clar? Există întrebări? Da, e totul clar. Bun.
Practic aici este ce v-am arătat în poza de mai devreme. Codificarea intrărilor, când facem tabelul trebuie să specificăm codul fiecărei intrări. Practic este adresa microinstrucțiunii de mai devreme. La ieșiri, când nu se generează ieșirile, practic DES-ul este activ pe 1, dacă nu se generează rămâne în 0. Not apel este activ pe 0, ceea ce înseamnă că dacă nu se generează ieșirea respectivă, trebuie să rămână în 1. Hai să continuăm. Deci asta este pentru intrarea A. Pentru intrarea B, ce punem acolo? Phase. Avem cod care este 010 la input. Pentru adresa 010 la input. 0, pentru 0 avem 011 ca adresă, iar pentru 1101. Da. DES se generează, nu, DES și apel nu se generează în stare B. Deci avem DES pe 0 și apel pe 1. Ok. Mai departe, starea 010, deci pentru starea E. Care o să fie conținutul microinstrucțiunii? 011 ca input, 000 da. La adresa 0, 010 la da. Adresa 1, 0 des și 1 apel. Starea C. Ce pun acolo? Păi la input nu avem cod de input la starea C. Iată de ce punem, putem să punem XXX sau dacă rămân codurile folosite, în cazul nostru este codul 00 disponibil, o să folosesc codul 000. Deci din cauza asta păstrez codul 00 separat. Dacă se poate, 000 va reprezenta salturile necondiționate. Da? Dacă nu rămân coduri disponibile, atunci putem să punem oricare dintre cele două, oricare dintre celelalte semnare, celelalte codificări, pentru că indiferent de semnalul pe care îl primesc 0 sau 1 de pe intrarea pe care o citesc, adresa pe 0 și adresa pe 1 vor fi aceleași. Este clar? Da. Deci, practic, 000 va fi folosit pentru salturile necondiționate. În general, nu rămân coduri nefolosite, sau, mă rog, în general rămân, dar în situația în care nu rămân coduri nefolosite, pot să pun un cod oarecare, pentru că adresa pe 0 și adresa pe 1 este aceeași și atunci se citește aceeași adresă. Deci, hai să vedem, care este microinstrucțiunea pentru C? Păi atunci pentru input code o să avem 000, adresa da. 0 o să fie 010 și la fel și adresa 1, DES da. O să fie 1 și apel o să fie tot 1. Ok. Mai departe. Starea G, 100. Ce punem acolo? Noi avem la input code 101, da. Adresa 0 să fie 000, adresa da. 1 să fie 101 și da. DES și apel o să fie 0 și 1 respectiv. 101, adică D. Avem 000 la input code. Avem la adresa 0 și 1 avem 111, apel este 0 și DES este 0. Ok. 110 mi se pare că nu există, deci sunt X-uri. Și ultima stare este 111. Ce punem acolo? 100 ca input, 011 da. Pentru adresa 0, 100 pentru adresa 1, DES 0 și apel 1. Ok.
Există întrebări? Eu așa și n-am înțeles de unde vin input codurile și ADR-urile. Input codurile vin din codificarea de aici? Uite-o. Pe care am făcut-o mai devreme. Iar ADR-urile în funcție de adrese. Uite, pentru A, să zicem. Activ are codul 001. Deci l-am luat pe ăsta de aici și l-am pus aici. După care mă uit. Pe 0 mă duc în 001 și atunci bucata asta de aici am copiat-o la adresa pe 0. Pe 1 mă întorc în starea asta și atunci asta de aici am copiat-o aici. N-am nici ieșirea des, deci din cauza asta 0. N-am nici ieșirea apel, deci din cauza asta 1. Am înțeles. Mulțumesc. Cu plăcere. La exact. Aș putea să pun și o întrebare? Da. Dacă puteam să folosim în loc de 00 una dintre celelalte codificări pentru input code pe care n-am folosit-o? Dacă se poate să nu folosim mai multe, este de preferat să folosim 000, pentru că ce se întâmplă? Eu am un multiplexor de la de făcut și asta e prima intrare, 000, pe care în general o punem la masă. După care aici punem activ pe intrarea 001, după care pe 010 punem cod și tot așa. E clar? Da. Iar ăsta este primul multiplexor, adică ăsta de aici. Da? Da, așa punem la masă ca atunci când ajungem acolo să fie saltul necondiționat. Exact, exact, exact. Dar, de exemplu, dacă să zicem am ocupat 000, am putea să folosim și 111 sau ceva. Poți să folosești orice. Dacă 000 e ocupat, poți să folosești orice, că nu contează. Dar dacă e liber, se folosește 000. Ok. Zi. Mai are cineva ceva de observat sau? Nu, tot e clar. Mulțumesc. Bun. Hai să vedem. La examen. Dacă vi se cere implementarea cu structuri microprogramate, trebuie să faceți două lucruri neapărat. Să calculați lungimea microinstrucțiunii, pe de-o parte, iar pe de altă parte, să alegeți, să completați memoria microprogramului, dar asta poate să implice doi pași. Să alegeți tipul de memorie, adică e posibil să vi se spune implementați automatul folosind o memorie, nu știu de care. Dacă se specifică acest lucru, trebuie să spuneți și câte circuite de memorie sunt necesare. Dacă nu vi se specifică ce tip de memorie să folosiți, atunci completați memoria microprogramului cum am făcut noi aici și asta este tot ce aveți de făcut. Ok? Dacă vi se impune un anumit tip de memorie, atunci trebuie să stabiliți cum se modifică registrul de lungimea microinstrucțiunii ca urmare a modificării registrului de adrese și să spuneți de câte astfel de circuite de memorie aveți nevoie. Tot la examen, pot să apară complexe de genul ăstoia? Mai țineți minte cum rezolvăm? Puneam o stare între condiții. Puneam o stare între condiții, da? Deci adăugăm stări suplimentare pentru că iată ce se întâmplă. Valorile astea sunt citite dintr-un multiplexor și multiplexorul ăla primește un cod la intrare. Drept urmare, dacă primește codul lui C1, o să poată să citească intrarea C1. Dacă primește codul lui C3, citește intrarea C3. Nu poate să citească mai multe intrări în același timp, fiind un multiplexor. Da? V-am spus că la început că o să vă explic de ce nu se poate să avem condiționări de-astea complexe. Uite care e problema. Multiplexorul nu știe să citească mai multe astfel de intrări în același timp și din cauza asta trebuie să punem stări separate, să intercalăm aceste SA aici,
astfel încât în starea S0 să citim, să citim C1, iar în starea S să citim C3. E clar? Ați înțeles de ce nu merg folosite condiționalitatea asta multiple? Dezavantajul microinstrucțiunilor cu format fix și cu asta încheiem. Lungimea microinstrucțiunii poate să devină prea mare. La interfon avem 7 stări cu o lungime a microinstrucțiunii de 11. Dacă avem circuite de memorare pe 4 biți, înseamnă că avem nevoie de 3 astfel de circuite. Dacă sunt pe 8 biți, înseamnă că avem nevoie de 2 astfel de circuite. În cursul de, nu de data viitoare, de în primul curs din noul an, o să discutăm cum se poate scrie microinstrucțiunea asta pe mai puțin biți. Ca o observație, să vă dați seama ce se întâmplă, în exemplu nostru, informația utilă apare legat de ieșiri doar atunci când nota apel devine 0, iar când des devine 1. În rest, toată informația legată de ieșiri este irosită. În plus, atunci când avem salturi necondiționate, iarăși avem informație redundantă, pentru că trebuie să punem aceeași informație și pe adresă 0 și pe adresă 1. Și atunci, astea două sunt niște neajunsuri care vor fi corectate printr-o altă structură de interpretare a microinstrucțiunii și prin alte tipuri de microinstrucțiuni. Și vom vedea cum facem să punem altă informație aici, astfel încât să micșorăm lungimea overall la microinstrucțiuni. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem luni. Aveți întrebări? Bun. Dacă nu aveți întrebări, atunci luni facem un curs practic în care practic vă descriu ce aveți de făcut la proiectul 2 și vă arăt o parte din pașii necesari pentru a face acest proiect. See you on Monday. Zi frumoasă. Zi bună. Weekend plăcut. La revedere. Weekend plăcut. Pa, pa. La revedere.